nu pot să mă mișc, nu pot să clipesc. De podeaua asta nu pot să mă dezlipesc. Timpul risipesc, spatele mi-e frânt. Simt că devin unul cu acest pământ. Nu mai văd nimic, parcă nu sunt viu. Sufletul din corpul meu umblă prin pustiu. Nu vreau să părăsesc lumea asta dragă, în niciun caz așa, nici de cum în grabă. Trupul ăsta-l simt, curge ca un lichid, printr-un topogan ruginit plin de acid. Ce-am făcut să merit o asemenea durere? De ce negura asta? De ce este tăcere? Este întuneric și se aude o voce, apoi un glas de înger vrea să mă invoce. Simt un val de ploaie ce vrea să mă atingă, de păcate să mă spele vrea să mă învingă. Totul are sens, amintirile în zboară. Aveam 60 de ani, stăteam suit pe o scară. Țin minte ce-am făcut în viața anterioară și acum față de atunci am o minte superioară. Uneori mă întreb ce este real, totul aici pare supranatural. Oare ce am fost și ce urma să fiu? Din lumea asta de nimic nici nu mai știu. Uneori mă întreb ce este real, totul aici pare supranatural. Oare ce am fost și ce urma să fiu? Din lumea asta de nimic nici nu mai știu. De la primul suflu am renăscut deodată. Oare mintea mea de acum unde e situată? Părinții mei sunt alții, familia-i săracă. Văd cum doctorii într-o eșarfă mă îmbracă. Chiar dacă sunt mic, trebuie să fiu atent. Peste 10 de ani devin omniprezent. Azi în alegeri pornesc singur pe drum. E treaba mea ce fac singur aici și acum. De lume mă delas, cercetările în continui. Timpul este limitat, nu trebuie să mă chinui. Încep să meditez, să-mi controlez durerea. Încep să meditez, să-mi consolidez puterea. Pierdut în pădure, am zel de energie. Caut fel de fel de ramuri ca în chirurgie. Durerea mă omoară, vreau să nu-mi pierd firea. Trebuie să mă calmez și să găsesc ieșirea. Uneori mă întreb ce este real, totul aici pare supranatural. Oare ce am fost și ce urma să fiu? Din lumea asta de nimic nici nu mai știu. Uneori mă întreb ce este real, totul aici pare supranatural. Oare ce am fost și ce urma să fiu? Din lumea asta de nimic nici nu mai știu. Prăbușit pe sol, liniștea se lasă. Energia e diferită, soarele se lasă. Prin meditații multe și discuții cu divani, al treilea ochi l-am redeschis după mii de ani.